După ploile din acest weekend, în țara noastră vin valuri de căldură. ANM a emis o avertizare cod galben de caniculă valabilă pentru aproape toată țara, exceptând nord-vestul și nord-estul României, unde se anunță cod portocaliu. Premierul interimar Gabriel Oprea a convocat într-o conferință prefecții și le-a cerut să ia toate măsurile pentru ca perioada caniculară să treacă fără să afecteze populația. Domnilor prefect, vă cer ca împreună cu reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene și cu primarii să luați toate măsurile necesare pentru asigurarea la parametrii optim a asistenței medicale, în special în cazul afecțiunilor specifice sau care se agravează în caz de caniculă. Vă rog să vă asigurați că există stocuri de medicamente de urgență, iar unitățile medicale au rezerve suficiente de apă și de alte materiale indispensabile. Subprefectul de Constanța, Ersuna Nefi, care a participat la videoconferință, a dat asigurări că toate instituțiile subordonate sunt pregătite să facă față temperaturilor ridicate care vor urma. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat planul de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului CARD 2015 prin hotărârea numărul 9 din 2 iunie 2015. În fiecare an au existat puncte, porturi, puncte de prim ajutor. Sunt convins că domnul primar, care este președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență, va face funcționare aceste puncte, iar în cazul în care va solicita ajutorul nostru, îi stăm la dispoziție, ca și Comitet Județean pentru Situații de Urgență. În după amiaza zilei de marți, temperaturile vor varia între 35 și 38 de grade Celsius, iar indicele de temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități în toată țara. Premierul Oprea a cerut de asemenea angajatorilor să asigure, conform legii, necesarul de apă pentru hidratarea celor care lucrează în spații deschise.